Și toată biserica zice? Hristos a născut! Hristos a născut! Hristos s-a născut! Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, la capitolul 2, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 18. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 2, versetele 1 la 18, Cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi de sărbătoare. După ce vom citi această parte din Scriptură, fratele Gabi Ghib va cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste casele noastre, peste țară, peste oamenii din lumea aceasta, să cunoască vremea mântuirii. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruncul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe Maria, mama lui, noaptea și-a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci, Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai era. Până aici cuvântul lui Dumnezeu și noi plecăm ființele în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, ne închinăm și ne smerim înaintea Ta în zi de sărbătoare și îți mulțumim că în suveranitatea Ta, în mila Ta, dragostea desăvârșită, ne-ai trimis din Sânul Sfintei trăimi un Mântuitor. Și în dimineața aceasta, în sărbătoarea noastră, pe El vrem să-L înălțăm în mijlocul nostru, pe El vrem să-L împodobim, Lui să ne închinăm și pe El să-L înălțăm. Mulțumim încă o dată că ne îngădui harul să mai sărbătorim. Mulțumim că încă mai gădui har de vremuri de pocăință. Stăm înaintea cuvântului Tău și de dragul lui Iisus, Te rog să dai biruință Evangheliei veșnice. Amin. Mă rog să-ți binecuvintez robul cu mult har. Amin. Și în vremurile acestea te rugăm să ne păstrezi în harul Tău. Amin. Îndură-te de țara noastră. Păzește-ne casele și tot ce ne-ai dat de sărbători firești și lumeci. Și am vrea, Doamne, să le înfășori în apropierea lui Hristos și astăzi. Încă o dată îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru. Amin. Ajută-ne să culegem slavă din trăirea noastră. De aceea te binecuvântăm în dimineața aceasta și spunem: slăvit să fie numele Tău. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. E adevărat faptul că seara de ajun se prelungește mult în noapte pentru cei mai mulți dintre noi
Și a doua zi dimineața se vede pe ochișorii mici că noaptea a fost scurtă. Dar apreciem din toată inima că în ciuda unei nopți scurte ați venit la închinare, la slujba de dimineață în sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Ne rugăm să binecuvinteze Dumnezeu întreaga adunare. Duminică dimineața ne-am uitat la atotputernicia lui Dumnezeu și nașterea Mântuitorului. Duminică seara, fratele Dan ne-a dus în carte Apocalipsa și ne-a arătat ce se va întâmpla când vor suna trâmbițele judecății lui Dumnezeu, ce se va întâmpla pe pământ. Aseară, fratele Doru ne-a dus în sânul Sfintei Trăimi să înțelegem ce daruri și-au făcut persoanele dumnezeirii atunci când s-a născut Hristos, ca să înțelegem ceva din frumusețea și taina darului lui Dumnezeu pentru noi oamenii. În dimineața aceasta ne vom uita în Sfânta Scriptură și vom vedea balaurul apocaliptic și nașterea Mântuitorului. Balaurul apocaliptic și nașterea Mântuitorului. În introducerea acestei meditații de Crăciun, e important să observăm că relatările din Evanghelii cu privire la nașterea Mântuitorului ne lasă oarecum nedumiriți. Dacă Dumnezeu a hotărât din veșnicie să aibă un plan pentru mântuirea omenirii, ni se pare ciudat că a ales să-și înceapă planul într-un sat obscur din provincia Galileea, din țara lui Israel. A ales o fată tânără, anonimă, logodită cu un băiat anonim. Și să călătorească peste 100 de kilometri în vremea aceea, ca să nască un copil de care n-auzise nimeni. Să călătorești 100 de kilometri, peste 100, ca să naști într-un grajd, nu într-un spital de top, nu cu cei mai mari specialiști ai vremii. Și la câteva vreme după naștere să vină o delegație impresionantă din Răsărit, să-i aducă daruri unui copil de care nimeni din țara lui n-a auzit. Și apoi, un împărat bătrân și paranoic să dezvolte un delir de persecuție împotriva, de răzbunare împotriva acestui copil. Și să-și pună în mișcare armata ca să omoare un copil anonim. Toate lucrurile acestea, când ne uităm la ele, ne lasă nedumiriți. De ce s-au întâmplat lucrurile așa? Ca să răspundem la întrebarea aceasta, este nevoie să răspundem mai întâi la o altă întrebare. Numai dacă răspundem la întrebarea cealaltă, vom putea înțelege de ce s-au întâmplat așa lucrurile. Întrebarea este, cine conduce istoria? Cine conduce evenimentele care se desfășoară pe pământ? Numai când răspundem la întrebarea aceasta, putem răspunde la cealaltă. La întrebarea cine conduce istoria, sunt mai multe răspunsuri. Unii spun, nimeni nu conduce istoria. Istoria nu are un conducător. Istoria este o succesiune de evenimente întâmplătoare. Și dacă întreb de ce s-a întâmplat cu tare lucru, așa se întâmplă. Nimeni nu conduce istoria, de aceea n-are niciun rost să întrebăm mai departe de ce. Dacă acesta este răspunsul tău la întrebarea cine conduce istoria, atunci n-ai răspunsul la întrebarea de ce te-ai născut, de ce trăiești, de ce trăiești în trupul în care ești, în familia în care ești, în țara în care ești, în locul în care ești, de ce se întâmplă una sau alta, așa se întâmplă. N-ai niciun răspuns.
Al doilea posibil răspuns la întrebarea cine conduce istoria, îl primim din partea celor care îmbrățișează teoria conspirației. Istoria este condusă de anumite grupări, de anumite organizații obscure, organizații care lucrează în ascuns. În cadrul acestei teorii a conspirației, unii spun, istoria este condusă de un grup necunoscut de mari bancheri evrei. Evreii aceștia au constituit o organizație conspirativă și ei trag sporile istoriei. Și orice se întâmplă în lume, evreii sunt de vină conform acestei teorii a conspirației. Alții spun, nu evreii. Masonii. Gruparea masonică este această organizație obscură, această organizație care lucrează în ascuns. Și alții spun, pe lângă masoni sunt și iluminati, altă organizație obscură. Și aceștia trag sforile. Și tot ce se întâmplă este manevra lor. Noi suntem doar niște păpuși pe scena istoriei și ei sunt cei care trag sforile din spate. Mai nou, după 1970, au venit alții și au spus, istoria este condusă de trilaterală. Trilaterala este Banca Bilderberg, este Consiliul pentru Relații Externe și este Forumul Economic Mondial. Aceste mari organizații suprastatale hotărăsc mersul istoriei. Ei se întrunesc în taină, în locuri secrete. Ei hotărăsc mersul economiei, a guvernelor și a tuturor celorlalte. Și dacă îmbrățișez teoria aceasta, de ce s-a întâmplat așa? Îmi o cert. Au ei planurile lor. Au tras ei sforile. Și atunci toată istoria este explicată din perspectiva acestor teorii a conspirației. Cât or fi de influenți sau nu aceste organizații, e o altă problemă. Dar la întrebarea cine conduce istoria, Biblia are un alt răspuns. La cârma istoriei este Domnul Dumnezeu. La cârma istoriei este Cel care a creat cerurile și pământul. La cârma istoriei este Dumnezeul atotputernic, atotprezent și atotștiutor. Dumnezeul care a alcătuit în sine însuși un plan înainte de întemeierea lumii și istoria se desfășoară după planul lui Dumnezeu. Dacă se desfășoară istoria după planul lui Dumnezeu, ce plan a avut Dumnezeu să-L aducă în lume pe Fiul Lui ca Mântuitor al nostru, într-un sat obscur? De ce a ales un sat obscur ca Betleemul? De ce a ales o fată anonimă ca și Maria? De ce a ales un anonim ca Iosif? De ce i-a pus pe drumuri? De ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? De ce împăratul acela paranoic vrea să omoare un copil de care n-a auzit nimeni? De ce toate acestea? Ca să înțelegem planul lui Dumnezeu, avem nevoie de toată Scriptura, dar nu o să o citim toată în dimineața aceasta. O să ne uităm în Scriptură la începuturi și la sfârșit. Ce ne-a anunțat Dumnezeu de la începutul Scripturii și ce ne spune Dumnezeu la finalul Scripturii? Ce ne spune Dumnezeu la începutul istoriei și ce ne spune Dumnezeu la finalul istoriei? Așa că vă rog pe toți acei care aveți Scriptura la dumneavoastră să deschideți la Cartea Geneza, la capitolul 3. Cartea Geneza, capitolul 3, este capitolul în care omenirea creată de Dumnezeu, primii noștri părinți, Adam și Eva, sunt înșelați de diavolul și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, îi întorc spatele lui Dumnezeu și comit păcatul acela care i-a izgonit din rai pe ei și ne-am născut noi, izgoniți din rai. După ce Domnul Dumnezeu îi cheamă la judecată pe făptași, Adam, Eva
și diavolul. Domnul Dumnezeu rostește o judecată extraordinar de aspră, numai că în judecata aceea Dumnezeu ne anunță cum va decurge istoria. Versetul 14 și versetul 15 din Geneza, capitolul 3. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între șarpe și femeie. Între sămânța ta ca șarpe și sămânța femeii. Și cineva din sămânța femeii îți va zdrobi capul. Cineva din sămânța femeii va împlini judecata finală a lui Dumnezeu asupra ta. Și tu, îi spune Dumnezeu șarpelui, tu îi vei zdrobi călcâiul. Și tu vei lovi. Și tu vei produce dureri și suferință. Dar îi vei lovi doar călcâiul. Lovitura ta nu va fi de moarte, nu va fi finală. Lovitura pe care o vei primi tu însă va fi finală, judecata finală a lui Dumnezeu. Citind Geneza, capitolul 3, dacă n-am primit alte informații din Scriptură, probabil că am rămâne cu multe neclarități. Dar în ultima carte a Bibliei, în capitolul 12, ultima carte a Bibliei, capitolul 12, în cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn, iată s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos pe pământ. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa în capitolul 12 ne prezintă evenimentele nașterii Domnului Iisus din perspectiva lumii nevăzute. Evangheliile Matei și Luca ne prezintă nașterea Domnului relatând evenimentele din lumea văzută. Dar ca să înțelegem de ce s-a întâmplat în lumea văzută, ceea ce s-a întâmplat, cartea Apocalipsa ne ajută să înțelegem
Ce forțe spirituale sunt în spatele evenimentelor? Ce se întâmplă în lumea nevăzută care influențează lumea văzută? Ca să înțelegi de ce gândești cum gândești. De ce trăiești cum trăiești? De ce se duce lumea într-o parte sau alta? De ce se întâmplă anumite necazuri și nenorociri? Biblia spune, în spatele acestor evenimente sunt realități ale lumii spirituale care au influență asupra minții oamenilor, asupra evenimentelor istorice, asupra mersului lumii acesteia. Așadar, dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos, e important să ne uităm din perspectiva lumii nevăzute. Ce ne spune lumea nevăzută? Că atunci când Dumnezeu a rostit judecata asupra șarpelui, în Geneza, capitolul 3, judecata lui Dumnezeu a fost asupra diavolului. Și Dumnezeu i-a spus diavolului în judecată, de aici încolo, pe pământ va fi o dușmănie și o vrăjmășie ireconciliabilă între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Va fi o luptă care se va termina într-o lovitură finală a lui Dumnezeu prin sămânța femeii, care îți va zdrobi capul. Tu îi vei zdrobi doar călcâiul. În acea judecată a lui Dumnezeu este prima promisiune mesianică. Sămânța femeii de care vorbește Geneza, vorbește Dumnezeu în judecată, este prima promisiune că Dumnezeu, care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, nu va lăsa pământul veșnic sub domnia și puterea satanei. Că Dumnezeu are un plan de răscumpărare, un plan de mântuire. Că dacă păcatul care a fost săvârșit în Eden ne-a izgonit din Eden, Dumnezeu are un plan să ne aducă din nou în rai. Să ne aducă din nou în Eden. În planul acesta lui Dumnezeu este judecata diavolului și este mântuirea noastră. Judecata celui rău și răscumpărarea noastră. În aceea judecată. Numai că judecata aceasta va purta de-a lungul întregii omeniri o luptă ireconciliabilă între sămânța șarpelui și sămânța femeii. Cine este sămânța șarpelui? Este clar din Scriptură că lumea spirituală a îngerilor și a demonilor fac parte dintr-un ordin a creației care nu se reproduc. Îngerii și demonii nu se reproduc. Numărul lor este fix din creație. De aceea orice teorie care ar vorbi de relații între demoni și oameni, relații de natură conjugală sau dintre îngeri și oameni, n-au nicio bază biblică. Dar atunci cine este sămânța celui rău? Ne explică Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44. Domnul Iisus stă de vorbă cu vrăjmașii lui din vremea aceea și le spune așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Voi aveți ca tată pe diavolul. Asta nu înseamnă că biologic oamenii aceștia s-au născut dintr-o relație a diavolului cu vreo femeie. Înseamnă că oamenii aceștia în mintea lor și în sufletul lor îmbrățișează gândirea și faptele celui rău. În adâncul sufletului lor, oamenii aceștia sunt atrași de gândirea demonică și de viața demonică. Sămânța șarpelui. Sunt toți acei oameni de pe pământ care sunt atrași
de către cel rău și trăiesc sub călăuzirea și sub robia celui rău. Aceasta este sămânța șarpelui. Cine este sămânța femeii? Sămânța femeii de care vorbește Domnul este linia mesianică a celor oameni care născuți din Eva și Adam au continuat de-a lungul secolor linia mesianică prin omenire planului Dumnezeu de a duce mântuirea pentru toți oamenii. Asta e sămânța femeii care culminează în Hristos Domnul. Binecuvântat să-i fie numele. Și când se anunță această desfășurare a istoriei, vă rog să rețineți următorul lucru. Diavolul a aflat doar că Dumnezeu are în plan să se nască cineva în trup omenesc, în rasa umană, care nu va fi sub stăpânirea lui, nu va putea fi înșelat de diavolul, și acel cineva va fi cel care va executa judecata finală a lui Dumnezeu asupra lui. Dar nu știe nimic altceva. Vă rog să rețineți că diavolul nu este atotștiutor. Diavolul nu este atotștiutor. Diavolul nu este atotprezent. Diavolul nu este atotputernic. El știe multe lucruri, dar nu le știe pe toate. El are putere, dar nu are toată puterea. El se deplasează cu o viteză supranaturală, dar nu este atotprezent. Unul singur este atotștiutor. Unul singur este atotputernic. Unul singur este atotprezent. Și este Tatăl nostru. Binecuvântat să-i fie numele. Deci diavolul știe că Dumnezeu are un plan, că în planul acela este mântuirea omenirii și este judecata lui. Dar nu știe cum se va desfășura planul. De aceea, în toată istoria Scripturii, diavolul s-a uitat la acea parte a omenirii pe care n-a putut-o stăpâni. Și a vrut să elimine pe acei oameni născuți sau copiii născuți cu privire la care a avut bănuiala că este cel ales de Dumnezeu ca să-i dea lovitura finală. Acum înțelegem ce s-a întâmplat în Geneza, capitolul 4. După ce Adam și Eva au fost izgoniți din rai și și-au așezat locuința la răsărit de Eden, Dumnezeu spune că i-a binecuvântat cu primii doi copii. Primul născut s-a numit Cain, al doilea Abel. Doi frați dulci, frați de mamă și tată. Și ce se întâmplă este fără explicație dacă te uiți doar de aici din lumea de jos. Ajung mari, unul lucrează în agricultură, altul lucrează în zootehnie. Mari fiind, doi frați hotărăsc să aducă jertfă lui Dumnezeu deodată. Cain aduce o jertfă din roadele câmpului, Abel aduce din primele născute ale oi, primul născut din oi și grăsimea turmelor lui, care e mai bun, și aduc jertfă lui Dumnezeu. Și se întâmplă ceva deosebit. Dumnezeu respinge jertfa lui Cain. Acceptă jertfa lui Abel. Ei sunt frați dulci. Ce ai face dacă te duci la rugăciune cu fratele tău sau cu sora ta dulce? Amândoi vă rugați și Dumnezeu ascultă rugăciunea fratelui tău sau a sorei tale. Dar nu ascultă pe a ta. Ce ai face vis-a-vis de fratele sau sora ta? Probabil că lucrurile frumoase care trebuie să le faci, să-i spui, auzi, am văzut că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, învață-mă și pe mine. Dacă Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, nu vrei să te rogi pentru mine. Dar ce se întâmplă acolo, Cain,
vede că Dumnezeu ascultă rugăciunea și primește jertfa fratelui său, îl cheamă la câmp, departe de mama și tata, și îl omoară. Și îl îngroapă. Dar care-i motivul? Doar că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și pentru asta îl omor? Dacă nu ne-ar spune Biblia ce s-a întâmplat, am rămâne în mare confuzie. Dar în întâia epistolă a lui Ioan, în capitolul 3, versetele 10 la 12. 1 Ioan, capitolul 3, versetele 10 la 12. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său nu e de la Dumnezeu. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. Cain este prima sămânță a șarpelui. Cain este primul om după izgonirea din Eden care adoptă o gândire demonică și are un comportament demonic. Și prin el, cel rău a crezut că eliminându-l pe Abel, omorându-l pe Abel, a ruinat planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor și pentru judecata lui. Rațiunea din spatele crimei nu este doar o gelozie religioasă. Este o influență a lumii nevăzute asupra lui Cain și Biblia ne spune, este de la cel rău. Cel rău a pus stăpânire pe mintea lui și l-a folosit ca să-l elimine pe Abel, ca să nu vină sămânța femeii. Vezi, zice, putem construi o învățătură pe un singur exemplu? O, nu, Biblia este plină de exemple. Vă rog să deschideți la cartea Exod, la capitolul 1. Cartea Exod, capitolul 1. Aici, sămânța femeii ajunge în Egipt datorită planului lui Dumnezeu de a forma poporul și de a-i crește în robia egipteană. Și citim de la versetul 15. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua. Și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, ce să faceți cu el? Să-l omorâți. Dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Poporul este în Egipt. Împăratul Egiptului se uită la poporul acesta care crește și ia o decizie politică absolut aberantă. În vremea aceea, toate marile puteri erau în căutare de robi. Erau în căutare de mână de lucru ieftină. Nu să-i omoare, ci să-i exploateze. Dacă erau probleme de natură politică, nu-i omora, ci îi deportau. Deportarea era soluția ca să scap de organizarea lor politică. Vă aduceți aminte ce au făcut toate marile puteri din secolul 20? I-au luat pe unii și i-au deportat de aici în Siberia, pe alții i-au deportat în altă parte. E această politică a deportării. Acest împărat vine cu o idee absolut înspăimântătoare. Să le omorâm toți copiii de parte bărbătească care se vor naște în poporul acesta. Dacă n-am înțelege că în spatele acestui împărat
Este o forță demonică hotărâtă să anuleze planul lui Dumnezeu ca să nu se nască sămânța femeii. N-am înțelege de ce a venit această nebunie să omoare copiii care se nasc. Ne explică Ștefan în predica pe care o ține în Cartea Faptele Apostolilor și ne spune așa: când s-a apropiat vremea să se împlinească făgăduința pe care a făcut-o Dumnezeu lui Avram, când se apropia vremea să se împlinească planul lui Dumnezeu, atunci este activat acest faraon. Până atunci nu-i nicio problemă. Dintr-o dată, o forță străină, demonică, pune stăpânire pe mintea acestui om și adoptă o strategie politică înspăimântătoare. Mai trec secole și întoarcem la Cartea Estera. Cartea Estera. Suntem prin anul 570 înainte de Hristos, după ce apare robia babiloniană și apoi după ce Cir dă porunca, rămân o parte în robia babiloniană, nu se întorc în Ierusalim. Și atunci, unul dintre demnitarii Imperiului Persan, capitolul 3, versetul 8, atunci Haman a zis împăratului Ahasveroș: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i aducă în visteria împăratului. Versetul 13. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi. Din nou o politică înspăimântătoare. Haman, care este din poporul amalecit, care a atacat poporul lui Dumnezeu la Refidim, este cel despre care Biblia spune și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnia lui Dumnezeu, adică un popor care a vrut să nimicească planul lui Dumnezeu. Haman vine cu această politică: să exterminăm total poporul acesta, să nu mai rămână niciunul. De ce? Se apropia vremea. Se apropia vremea în care urma să vină Mesia. Diavolul însă nu știa prin cine și cum, și atunci aduce o politică de exterminare totală. În spatele deciziei este o forță spirituală. Și acum ajungem în Evanghelia după Matei, în capitolul 2. Și în Evanghelia după Luca, în capitolele 1 și 2. Din capitolul 2, din Evanghelia după Matei, înțelegem următorul lucru. Când s-a născut Domnul Iisus în Betlehemul din Iudeea, diavolul n-a știut că s-a născut. N-a știut din cine s-a născut, n-a știut unde s-a născut. De unde știm că n-a știut? Pentru că Irod era unealta diavolului. Unealta diavolului folosită ca să nimicească planul lui Dumnezeu. Și unealta diavolului habar n-are unde s-a născut Hristos. De ce anume a ales Dumnezeu să-L aducă pe Iisus Hristos în lumea noastră prin Fecioara Maria și Iosif, într-un sat anonim din Nazaret, și să-L nască în Betleem, într-un grajd? Ne explică Apostolul Pavel. În epistola către Coloseni, capitolul 3, Apostolul Pavel ne spune următorul lucru. Capitolul 1, versetul 26. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperit acum Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut
care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Taina ținută de Dumnezeu, ascunsă. Diavolul n-a știut cum va duce Dumnezeu planul mântuirii. E o taină ascunsă a lui Dumnezeu. Tot ce știa diavolul este că Dumnezeu va împlini judecata. Știa că Dumnezeu își duce planul. Dar nu știe unde și cum. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire și diavolul habar n-are. Pentru că nu e tot știutor. Că nu e tot puternic. Că nu e tot prezent. Află după ce s-au petrecut evenimentele. Și când află împăratul Irod, atunci vrea să-și ducă la îndeplinire planul. Numai că Dumnezeu este înaintea diavolului întotdeauna. Pe când să-și ducă planul la îndeplinire, îngerul lui Dumnezeu îi spune lui Iosif, scoală-te noaptea, ia copilul pe mama lui și fugi în Egipt. Și în planul lui Dumnezeu, Iosif, Maria și copilul sunt protejați de ochii satanei și de-a vrăjmașilor lui, este protejat undeva ascuns în Egipt. Și când se duc soldații lui Irod la Betleem, pentru că nu știu în care familie s-a născut. Diavolul nu cunoaște care este familia sfântă. Nu cunoaște toate lucrurile. Atunci omoară toți copiii din Betleem și din prejurimi. Este această încercare de a nimici planul lui Dumnezeu. Ce citim însă în cartea Apocalipsa. Acest balaur. Acest balaur vrea să oprească planul lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor. Și pentru că e pornit să oprească, n-are limite în ce ar face dacă nu i-ar pune Dumnezeu limite. Numai că Dumnezeu îi pune limite. Și aici este o primă aplicație pentru noi astăzi. Dacă suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu, nu se poate atinge de noi nimeni. Dacă e sub ocrotirea lui Dumnezeu, nu există blestem, nu există vrăjitorie, nu există magie care să te afecteze, pentru că Dumnezeu are toată puterea. De aceea nu vă temeți. De aceea nu trăiți cu spaimă. De aceea nu vă duceți pe drumul acela. Pentru că sub ocrotirea lui Dumnezeu avem întotdeauna siguranță absolută. Al doilea lucru care este important. Întotdeauna Dumnezeu ce începe, va duce la bun sfârșit. Dacă Dumnezeu începe o lucrare, Dumnezeu va termina ce a început, care toată puterea. A făgăduit Dumnezeu că din sămânța femeii se va naște Mesia și cu toate durerile nașterii de secole și cu toate atacurile diavolului asupra poporului din care urma să se nască Mesia, a venit noaptea aceea specială și s-a născut Hristos. De aceea îngerul spune, vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Ce începe Dumnezeu duce la bun sfârșit. Ce începe diavolul întotdeauna va falimenta. Ce începe diavolul întotdeauna va da impresia pentru o vreme că îți merge bine, dar se termină în faliment. Și Apocalipsa ne explică faptul că s-a născut acel copil, că balaurul care a vrut să ne distrugă Crăciunul n-a reușit, ci s-a născut Mântuitorul. Dar acum vă rog să ascultați. Versetul 17 din Apocalipsa 12. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Când a falimentat să oprească nașterea lui Hristos, când s-a născut cel care îi va da judecata finală, diavolul a spus, atunci
o să-mi îndrept toată atenția și puterea, toată strategia împotriva celor care sunt urmașii lui Hristos. Îmi voi îndrepta tot arsenalul demonic asupra celor care sunt urmașii lui Hristos. Și și-a pornit arsenalul și arsenalul lui are două mari seturi de lucruri cu care atacă. De armament cu care atacă pe urmașii lui Hristos. În primul set este persecuția. Este persecuția. Orice persecuție împotriva urmașilor lui Hristos este orchestrată de cel care este șeful întunericului. Și toată istoria creștinismului este o istorie de persecuții, de martiraj. Am avut și noi parte de ele. Mi-aduc aminte când, în 1987, în ajun de Crăciun, am plecat de la biserică, ne-am pregătit repede să pregătim fetițele și casa pentru colindători și la câteva vreme au venit grupuri de colindători, de copii. I-am primit în curte, i-am primit în casă, le-am oferit ce am putut să le oferim în vremea aceea, ne-au colindat și când a plecat ultima grupă de colindători, bunica noastră, mama lui Delia, s-a dus să închidă poarta la stradă. Și a văzut că din burlane ieșeau scântei. Și a venit în casă și ne-a spus că ies scântei din burlan. Și m-am dus să văd. Nu o să insist asupra istoriei, aveam 220 de volți în burlane. Am chemat frați din biserică și unul dintre ei este aici, este fratele Nelu Popoci. Burlanele noastre erau conectate la linia electrică a străzii la 220, în timp ce noi eram la biserică. În seara aceea, nici noi, nici fetele noastre, nici unul dintre colindători nu a s-a atins de burlane și ultimul burlan era chiar la ieșirea din curte spre stradă și parcă îți venea să-l mângâi cu mâna când treceai pe lângă el. Au venit frații, au deconectat. A doua zi dimineața am fost luat la securitate la interogatoriu. Și ofițerul m-a întrebat, cum sunteți, domnul Negruț? Și o regulă care am învățat-o, niciodată nu spui dușmanului altceva decât că ești de la foarte bine în sus. Și i-am spus foarte bine și el a insistat, n-aveți niciun fel de probleme și am spus, prin mila Domnului, nu. Și a zis, dar chiar n-ați avut niciun fel de probleme, nici cu curentul n-ați avut probleme? Și am spus, n-am avut nicio problemă, dumneavoastră aveți probleme. Pentru că Biblia mea spune, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Darul acela de Crăciun a fost că Dumnezeu a păzit mânuțele tuturor copiilor și ale noastre. Pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic. De aceea a spus, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. E prigoană. La ora actuală în Orientul Mijlociu, în Nordul Africii, în alte părți din Asia, e prigoană și mii și mii de creștini sunt prigoniți până la moarte. E arsenalul diavolului ca să-i despartă de Hristos. Dar al doilea arsenal nu este persecuția, ci seducția. Seducția. Ce înseamnă seducția? Să te atragă cu lucruri care îți stârnesc poftele și să-ți promită că ți le împlinește și te face fericit. Seducție este tot ce te atrage de la Dumnezeu și îți pui nădejde în ele și te legi de ele ca să-ți împlinească toate dorințele tale. Îngăduiți-mi să vă spun, ca unul care am avut parte de persecuții și am păstorit biserica și în vremea aceea de persecuție. Oricât e de grea persecuția, oricât este de amară suferința, seducția este mai periculoasă decât persecuția. Seducția este mai periculoasă decât persecuția.
Seducția nu doare. Seducția nu-ți anunță dintr-o dată distrugerea. Seducția este cea care îți aprinde simțurile și poftele. Probabil că cea mai bună ilustrație a ceea ce înseamnă seducția este metoda pe care o au eschimoșii ca să scape de lupi care dau târcoale la satele lor. Eschimoșii au următoarea metodă. Iau un cuțit cu lamă dublă, ascuțit cât se poate de ascuțit. Îmbaie cuțitul acela în sânge de focă. Și îl scoate afară în fața colibei și îl împlântă în zăpada înghețată cu mânerul și cu lama în sus. Lupii vin noaptea și simt miros de sânge. Și încep să lingă lama de la cuțit. Și pentru că lama înghețată nu simt că se taie. Și își taie limba. Și pe măsură ce își taie limba curge mai mult sânge și tot mai lacom linge sângele acela și tot linge. Până când dimineața este mort lângă cuțit. Că asta e seducția. Dragul meu, așa se duce astăzi cel rău. Oamenii din toată Europa Occidentală, din America, din toate statele, așa zis, civilizate. Este o seducție teribilă. N-a reușit să ne oprească Crăciunul, vrea să te despartă de Crăciun. Și sărbătorim nașterea Mântuitorului. Și te întreb, îți lingi propria moarte? Alergi după propria distrugere? Te duci înspre iad? Va veni ziua aceea finală, când cel care s-a născut la Betlehem va veni pe norii cerului. Și biserica lui va spune, vino Doamne Iisuse, vino Doamne Iisuse. În ziua aceea glorioasă vei fi acolo. Suntem astăzi în dimineața mântuirii. Și cel care s-a născut în ieslea Betleemului spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Nu e vorba de casa ta, de apartamentul tău, e vorba de inima ta. E vorba de inima mea. Inima ta și inima mea au o ușă. Este ușa voinței. Este ușa deciziilor, a hotărârilor. Și Domnul spune, stau la ușa deciziilor tale. Dacă aude cineva glasul meu, dacă aude cineva planul meu, dacă aude cineva binecuvântările mele, dacă aude cineva harul meu, dacă aude cineva dragostea mea și vrea să le primească, și să scape de sub pedeapsa păcatelor, să deschidă ușa și voi intra la el. Cum se deschide ușa aceea? Ușa inimii tale și ușa inimii mele are o clanță deosebit de frumoasă. Se numește rugăciune. Clanța aceea e rugăciune. Când te pleci înaintea lui și spui, Doamne, mă uit la planul tău, mă uit cum ai desfășurat în istorie, mă uit și văd de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acolo. Și înțeleg cum îți duci planul la îndeplinire. Că l-ai adus pe Fiul Tău în lumea noastră să ne mântuiască, Doamne. În dimineața aceasta vreau să trec de partea Ta. În dimineața aceasta deschid ușa inimii mele și te rog din toată inima, iartă-mi păcatele. Vino în inima mea și fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Și dă-mi harul să trăiesc aici pe pământ pentru slava Ta cu Tine. Ca să mă bucur de ziua aceea a revenirii tale glorioase. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Și acum stăm, plecăm capetele în rugăciune. E vremea seducției celui rău. Îți scoate înainte toate ispitele și toate poftele. Îți scoate înainte toate minciunile și înșelătoriile. Ți-a captivat ochii, ți-a captivat simțurile, ți-a captivat fanteziile, ți-a captivat inima și relațiile, ți-a captivat timpul și energiile. Și ai impresia că te duci pe un drum în care vei merge din satisfacție în satisfacție. Și drumul acela duce la iad. Drumul acela duce pentru totdeauna cu cel care va fi judecat și aruncat în iazul de foc.
Și Fiul lui Dumnezeu a venit să se nască. Și s-a născut în lumea noastră și a spus, veniți la mine. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și acum ești. Plecat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Cum vei pleca acasă de la slujba de Crăciun? Împăcat cu Dumnezeu prin jertfa și prin venirea Fiului Său? Sau voi pleca mai departe cu inima împietrită și închisă? Am vrea să ne putem ruga pentru tine. Am vrea să-i putem cere lui Dumnezeu binecuvântarea, ocrotirea și iertarea Lui. Am vrea să-i cerem lui Dumnezeu să te însoțească toate zilele vieții. Am vrea să-i cerem lui Dumnezeu să te ia sub protecția Lui. Să te ia pe tine și casa ta. Să te ia pe tine și viața și veșnicia ta. Dacă îți dorești și tu lucrul acesta. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. La ușa inimii tale este bătaia atât de frumoasă a Fiului lui Dumnezeu. Dacă aude ceva glasul și deschide, voi intra la El. Asta înseamnă dacă ești gata să spui, Doamne, harul mântuirii, binecuvântarea, protecția ta, mântuirea ta, dă-mi-le și mie. Dacă din toată inima îți dorești lucrul acesta, am vrea să ne putem ruga, dar înainte de rugăciune, arată-mi dorința inimii tale printr-o mână ridicată. Dacă este ceva și începem la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Și mâna aceea ridicată este mărturia ta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La balcon, dacă mai este ceva, mâna ridicată, ține-o sus. Și Domnul spune, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă mai este cineva la balcon, Domnul Iisus spune, iată, stau la așa și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Arată-mi printr-o mână ridicată, dacă ești gata să-i spune, vino, Doamne Iisuse, să mă binecuvinteze Dumnezeu. Dacă mai este cineva la balcon, binecuvântarea Lui să fie peste dumneavoastră. Îndurarea Lui să vă însoțească. Jos aici în sală, dacă este cineva. Adică mâna sus și ține, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, da, lăsați mâinile jos dacă sunt alții. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Vei pleca de la slujba de Crăciun împăcat cu Dumnezeu sau te vei duce în întunericul lumea acesteia, tot mai departe de El? Dacă mai e cineva, arată-mi printr-o mână ridicată înainte de a încheia cu rugăciunii. Ține mâna sus ca să pot vedea, jos în sală sau la balcon. Poate ești în sala de nunți? Sau ne urmărești în transmisie directă. Acolo pleacă-te înaintea Lui și spune-i, Doamne, primește-mă și pe mine. A Lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Ne ridicăm și fratele Doru va încheia cu rugăciune.